Bună ziua, domnilor colegi! Vă rog să ne ridicăm pentru intonarea imnului de stat. Mulțumesc. Declar deschise lucrările ședinței ordinare Consiliului Județean de astăzi, întrucât sunt prezenți un număr de 32 de consilieri județeni, la care se adaugă președintele Consiliului Județean, potrivit articolului 180 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României numărul 57/2019, privind codul administrativ, ședința este legal constituită. Dau cuvântul secretarului general al județului pentru a supune la vot procesul verbal încheiat în ședința precedentă. În conformitate cu prevederile articolului 138, alinea 15 din codul administrativ, supun spre aprobare procesul verbal încheiat în ședința extraordinară din data de 24 septembrie 2024. Vă mulțumesc. Fac o corectare, că văd că tovarășii care îmi dau prezența, zic că sunt toți, dar doamna Angalita nu-i. S-au ieșit afară? Păi, dar vă rog să fiți foarte atenți. Cei de la prezență, dacă nu mă duc și fac și prezența eu. Bine, nu e o greșeală atât de mare, am revenit, deci suntem 31. Spune-mi la vot. Ordinea de zi, pardon, procesul verbal, care cred că l-a întocmit corect domnul secretar general, îl supun la vot. Dacă e cineva care se abține, cineva împotrivă, nu a adoptat procesul verbal. Ordinea de zi, stimați colegi, ați discutat-o în comisie astăzi, ați dezbătut-o destul de bine, n-au fost probleme. Supun ordinea de zi așa cum a fost prezentată, inclusiv cum a fost suplimentată. Dacă e cineva împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc adoptat. Domnul secretar, vă rog. Vă informăm că proiectele de hotărâre ce vor fi supuse votul dumneavoastră îndeplinesc condițiile articolului 136 din Codul Administrativ, sunt însoțite de referatele de aprobare, de rapoarte de specialitate ale compartimentelor de resort și avizele comisiei de specialitate. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Stimați colegi, înainte de a trece la ordinea de zi, aș vrea să vă anunț că săptămâna viitoare vom mai face o ședință extraordinară, poate online, în care vă anunț de ce. Cred că cu toții ați văzut dezastrul care s-a întâmplat în cele două județe, Vaslui și Galați, și cred că, indiferent cât om fi de rău la suflet sau nu știu ce, sau nu ținem cum, dar nu putem trece cu vederea asemenea situații în care concetățenii din acele județe, sigur că se confruntă cu o treabă care văd că la 15 ani se mai reeditează câteodată, destul de grav. Sunt omul care am pățit personal asta și în 1970 și în 1974. Unul din cei prezenți pe aici, nu erați născuți pe vremea aia,
când Mureșul era cam de 1,5 metri pânzat la mine. 1,5 metri. Și ca atare, urmează să mă gândesc împreună cu colegii mei să găsim vreo 100 și ceva de tone de ciment, vreo 100 și ceva de tone de material de construcții, lemn, grinzi, scândură, tot ce trebuie. Adică lucruri pe care, într-adevăr, le pot folosi oamenii pentru reconstrucția caselor care le-a fost dărâmată. Cred că nu e nimeni împotriva să nu vină la ședințe. Care sunt împotriva să nu voteze acolo, se vede atunci. Și a doua este mai plăcută un pic decât prima, cu mult mai plăcută, pe la jumătatea lunii viitoare, aș dori din suflet să facem o ședință festivă aici la Consiliul Județean și pe urmă vă promit că va fi și partea a doua, o altă parte, dar nu spunem acum la presă, să le lăsăm surpriza și lor că o să invităm toată presa care a fost prezentă la ședințe, inclusiv presa de partid care vrea să vină. Să poată scrie și de la ședința, ultima ședință de desfășurare. Cred că este bine ca după 4 ani de zile să ne întâlnim așa într-un mod deosebit, de plăcut, în care efectiv să nu ne mai reproșem unul altuia nimic, doar să ne strângem mâna, că așa este frumos. Eu cred că nu o supun la vot asta, cred că suntem de acord cu toții să o facem. Ar fi culmea să o supun la vot. Bine, vă mulțumesc și vă mai informez că la ora 11:45 eu trebuie să părăsesc sala de ședință. Sunt la altă ședință obligatoriu care trebuie să particip și o să rămână să continue în activitatea ședinței de azi domnul Țambă, care a mai condus ședință, să pricepe. Trecem, vă rog, la punctul 1. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean numărul 206/2020. Punctul de vedere al Comisiei de Specialitate. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă mulțumesc. Supun votul dumneavoastră proiectul de hotărâre, așa cum a fost pe articolul 1. Se aprobă prin vot deschis, iar la articolul 2 vom face prin vot secret. Pentru articolul 1, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu mulțumesc. La articolul 2, prin vot secret, vă rog să faceți propuneri pentru alegerea 2 membri în Comisia de Organizare, Dezvoltare Urbanistică, Realizarea Lucrărilor Publice, Protecția Mediului, Conservarea Monumentelor Istorice și Arhitectură. Domnule președinte, propunem ca din această comisie să facă parte domnii consilieri Ștaier Ioan Dumitru și domnul Gligor Dorin Olipiu. Mulțumesc! Mulțumesc! Dacă mai sunt și alte propuneri. Văd că nu se mai îngrămădește lumea, că mai este o ședință. Și... Da. Trecem la vot. Pregătiți buletine de vot rapid. Comisia, vă rog să treceți la problemele dumneavoastră. Vă rog să luați loc. Domnul Ștaier, fiind liderul de grup cel mai tânăr, vă rog să luați loc. Stimați colegi, dau cuvântul secretarului general al județului pentru a prezenta procesul verbal privind rezultatul votului. Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către consilieri județeni a votului secret privind completarea cu 2 membri a Comisiei numărul 2, Comisia privind organizare, dezvoltare urbanistică, realizarea lucrării publice, protecția mediului, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură. Propuneri: domnul Ștaier Ioan Dumitru, domnul Gligor Dorin Ovidiu. Au fost exprimate 32 de voturi, valabile exprimate 32 de voturi. Pentru domnul Ștaier Ioan Dumitru au fost exprimate 32 de voturi pentru. Pentru domnul Gligor Dorin Ovidiu, 32 de voturi pentru. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Vă mulțumesc. Articolul 3 cu vot deschis. Astfel a fost adoptat articolul 2, stimați colegi. Articolul 3 se adoptă prin vot deschis. Supun votul dumneavoastră articolul 3. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, nu adoptat.
Astfel, proiectul de hotărâre a fost adoptat. Mulțumesc. 2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Centrului Pedagogic Curativă Simeria pentru anul școlar 2024-2025. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă rog să faceți propuneri pentru cei doi reprezentanți ai Consiliului Județean. Domnul Ștaier. Domnul președinte, aș dori să fac propuneri, dar înainte de a face prima, la punctul 2, propuneri, aș dori să solicitați Consiliului să votăm cele patru puncte toate odată. Este treaba mea, nu a dumneavoastră. Eu fac o propunere, doar. Lăsați. Am dreptul conform democrației. Dacă îți ceream propuneri, făceai propuneri. Eu ți-am spus, fă propunerea ce vreau. Vă fac pentru punctul 2. Punctul 2 de ordine de zi, propun să facă parte doi salariați ai Consiliului Județean, juriști, doamna Stanca Olimpia Emilia și doamna Copaci Andreea Roxana. Vă mulțumesc. Uite, v-ați încadrat în ceea ce vă ceream, domnul Ștaier. Stimați colegi, acesta este domnul Ștaier, el previzionează ceea ce se întâmplă, având în vedere că la proiectul de hotărâre la 3, 2, 3, 4 și 5 vor fi vot secret, le cer, le supunem titlul, le discutăm, facem propuneri și, pe urmă, le votăm toate odată. Uite că ți-am dus propunerea la îndeplinire. Mulțumesc, domnul președinte. Pe ultima ședință sunt în sentimentul nostru a tuturor. Ce bine că și ne înțelegem de bine. Mulțumesc. 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean în Consiliul de Administrație a Centrului pentru Educație Incluză Rudolf Steiner, Simeria, pentru anul școlar 2024-2025. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Propunerea cine face? Dacă permiteți, aș dori să fac eu propunerile. Doar propuneri. La punctul 3 deocamdată, deci propun doi specialiști din cadrul Consiliului Județean, doamna Palaghia Georgeta și doamna Izele Larisa, să facă parte din Consiliul de Administrație. Dacă mai sunt și alte propuneri, dacă nu, vă rog să consemnați propunerile. 4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Hunedoara în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională pentru anul școlar 2023-2024. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Vă rog să faceți propuneri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean. La acest punct doresc să fac propunerea domnul Haulică Bogdan, care și în momentul de față este, să rămână și pentru anul școlar 2024-2025. Haulică Bogdan, propunerea. Mulțumesc că ne-ați ținut. Mai sunt și alte propuneri? Nu mă văd că numai domnul Ștare știe să facă propuneri. Nu mai sunt, vă rog să consemnați propunerea. Și 5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Hunedoara în Comisia de Orientare Școlară și Profesională și în Comisia de Contestații Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Hunedoara. Punctul de vedere a Comisiei de Specialitate, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Vă rog, domnul Ștaier, propuneri. Propuneri la acest punct. La Comisia de Orientare Școlară și Profesională o propunem pe doamna Mătușa Neli din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean, iar la Comisia de Contestații pe doamna Dumitra Anca Maria, tot din cadrul aparatului de specialitate a Consiliului Județean. Doresc să menționez că la aceste patru puncte oamenii salariații care merg nu primesc nicio indemnizație. Era cea mai importantă mențiune pe care trebuia să o faci. Deci de aia nu este multă înghesuială, că este nerenumerat și atunci la lucrurile astea nu sunt înghesuiele. Da, mulțumesc. Vă rog să pregătiți buletinele de vot, să trecem la vot. Domnilor colegi, până să numără voturile noastre, m-am consultat cu colegii și v-aș propune ca ședința asta festivă, pe care sunt convins că nu o să lipsească nimeni, să o facem în data de 14-a 10-a, într-o lună.
Facem la începutul lunii, săptămânii, poate vom fi obosiți toată săptămâna, dar mai bine la începutul săptămânii. Ca atare, lansez invitația și la presa prezentă. Domnul Haulică, anunț toată presa de partid, de orice, să vină la această ședință. Cred că o să aveți surpriza să ne vedeți certându-ne, nici pe unii. Îmbrățișere, lacrimogene, treburi cu tare. Rămâne pe 14? E careva care a alăptat în perioada aia? Nu. E bine. 14. Ora, eu vă zic, auziți, chiar dacă unii mai sunteți în timpul serviciului, hai să o facem la 14. 14 cel mai bine. Ora 14, avem timp, poate găsim niște păsărici să cânte pe acolo ceva frumos, să fie melodioasă ședința. Bine, mulțumesc mult. Și cu respectul pe care vi-l port, îmi cer scuze că mă retrag, m-am spus că la fără un sfert trebuie să plec. Domnul vicepreședinte, vă rog să luați loc și nu uitați, vă urez și eu la mulți ani, la cei care sunteți sărbătoriți azi, respectiv domnul Gabriel Ionuț Pârvuța, Sever Bogdan, Marin Coltescu și Nicolae Simion Morar. La mulți ani, încă o dată. Să vă dea Dumnezeu fericire, tot ce vă doriți. Mulțumesc! Haideți, dacă vă rog, a sosit domnul secretar general și putem să procedăm și la votarea articolelor 1 de pe proiectele de hotărâre, de la punctul 2 până la punctul 5 inclusiv. Pentru punctul 2, de pe ordinea de zi, dau cuvântul domnului secretar general să citească procesul verbal încheiat după procedura de vot. Vă rog, domnule secretar general. Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Edoara în Consiliul de Administrație al Centrului de Pedagogie Curativă Simeria pentru anul școlar 2024-2025, propuneri doamna Stanca Olimpia Emilia și doamna Copaci Andreea Roxana. Au fost prezenți la ședință 32 de consilieri plus președintele, au fost exprimate 32 de voturi. Pentru doamna Stanca Emilia au fost exprimate 30 de voturi pentru, 2 voturi împotrivă. Pentru doamna Copaci Andreea Roxana, 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, drept pentru care a fost întocmit prezentul proces verbal. Mulțumesc! Dat fiind votul nostru, vă supun la vot și articolul numărul 1, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva. Rog să se consemneze în procesul verbal că domnul Viorel Arion nu este în sală și să nu fie prins la numărul de voturi. Mai departe, la punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, la fel, dau cuvântul domnului secretar general să ne dea citire procesului verbal, rezultat în urma procesului de votare. Vă rog, domnul secretar general. Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Edoara în Consiliul de Administrație al Centrului Școlar pentru Educație Inclusivă Rudolf Steiner, în Edoara, pentru anul 2024-2025. Propuneri doamna Palagia Georgeta, doamna Izele Larisa. Au fost exprimate 32 de voturi, pentru doamna Palagia Georgeta exprimate 31 de voturi pentru, 1 împotrivă, pentru doamna Izele Larisa 32 de voturi pentru, 0 împotrivă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Mulțumesc! La fel, supun la vot și pentru punctul numărul 3 de pe ordinea de zi, articolul numărul 1, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc în unanimitate și articolul 1 a fost adoptat. Mai departe, la proiectul de hotărâre numărul 4 de pe ordinea de zi, la fel dau cuvântul domnului secretar general să ne citească procesul verbal al Comisiei de Numărare. Mulțumesc! Comisia a procedat la numărarea voturilor în urma exercitării de către consilierii județeni a votului secret privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Edoara în Comisia de Contestații și Orientare Școlară Profesională
în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Unedoara. Propuneri, doamna Dumitra Anca Maria, 32 de voturi valabile exprimate, 32 de voturi pentru Dumitra Anca Maria, 0 voturi împotrivă. Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. Mulțumesc. Supun la vot articolul 1 și de pe proiectul numărul 4, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva. Vă mulțumesc că în unanimitate a fost adoptat articolul 1 al punctului numărul 4. Proiectul numărul 5 de hotărâre de pe ordinea de zi, la fel, dau cuvântul domnului secretar general al Consiliului Județean să citească procesul verbal al Comisiei de Numărare. Vă rog. Comisia a procedat la numărarea voturilor numai zece de către consilierii județenii a votului secret în destemnarea reprezentantului Consiliului Județean Unedoara în Comisia de Orientare Școlară și Profesională în cadrul Centrului de Județean de Resurse și Asistență Educațională Unedoara, propuneri doamna Mătușa Neli, 32 de voturi valabile exprimate, 31 de voturi pentru, 1 împotrivă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal și al doilea proces verbal. Comisia a procedat la numărarea voturilor numai 10 de către Consiliul Județean a votului secret în destinarea reprezentantului Consiliului Județean Unedoara în Consiliul de Administrație al Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Unedoara pentru anul 2024-2025, pentru propuneri domnul Haulică Bogdan, 32 de voturi valabile exprimate, 32 de voturi pentru și 0 împotrivă, drept pentru care s-a încheiat și ultimul proces verbal. Mulțumim, domnule secretar general. Dat fiind procesul verbal al Comisiei, supun la vot și pentru proiectul numărul 5 de pe ordinea de zi, articolul numărul 1, dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva. Mulțumesc. Mergem mai departe cu punctul 6 de pe ordinea de zi de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor la Centrul de Management Integrat al Deșeurilor CMI de Bârcea Mare, județul Hunedoara, și a încheierii unui act adițional la contractul cu numărul 20.110/2018 de delegare prin concesiune a serviciului de operare și administrare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor CMI de Bârcea Mare, județul Hunedoara. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc. În unanimitate, punctul numărul 6 de pe ordinea de zi a fost adoptat. Punctul numărul 7 de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare al sanatorului de pneumofiziologie Gioagiu. Punctul de vedere la fel al comisiilor de specialitate. Comisia numărul 1, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Comisia numărul 4, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și comisia numărul 6, doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem în procedură de vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc în unanimitate și punctul numărul 7 a fost adoptat. Punctul numărul 8 de pe ordinea de zi de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile din familia ocupațională administrație din cadrul Direcției Județene pentru Evidența Persoanelor Hunedoara. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Domnul Petruș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc în unanimitate și proiectul numărul 8 de hotărâre de pe ordinea de zi a fost adoptat. Punctul numărul 9 privind aprobarea statului de funcție al Centrului de Cultură și Artă al județului Hunedoara. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Și doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc în unanimitate și punctul numărul 9 a fost adoptat. Punctul numărul 10 de pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei statului de funcții și regulamentului de organizare și funcționare a Teatrului de Artă Deva. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. La comisia numărul 4, doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva,
Mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 10 de pe ordinea de zi a fost adoptat. Proiectul de hotărâre numărul 11 privind aprobarea organigramei statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a unității de asistență medico-socială Baia de Criș, punctul de vedere al comisiilor de specialitate. Doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Domnule Petruș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem în procedură de vot. Dacă sunt voturi împotrivă. Dacă se abține cineva. Vă mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 11 a fost adoptat. Punctul numărul 12 de pe ordinea de zi, privind aprobarea demarării procedurii de scoatere din funcțiune în vederea casării și valorificării unor mijloace fixe ce aparțin domeniului privat al județului Hunedoara. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem în procedură de vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 12 de pe ordinea de zi a fost adoptat. Punctul numărul 13, privind aprobarea organigramei și statului de funcție ale Teatrului Dramatic Ion Desideriu Sârbu Petroșani. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem în procedură de vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, în unanimitate și proiectul numărul 13 a fost adoptat. Punctul numărul 14 de pe ordinea de zi, privind aprobarea deplasării în Republica Moldova și în Germania a unor delegații ale Teatrului de Artă din Deva. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Mulțumesc, doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt, dezbateri. Dacă nu, propun să trecem în procedură de vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 14 a fost adoptat. Proiectul numărul 15 de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza DALI și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reparații capitale, complex medical la sanatorul de pneumofiziologie Gioagiu, punctul de vedere al comisiilor de specialitate, are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc, are cuvântul domnul Rus. Mulțumesc și are cuvântul doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc, discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 15 de hotărâre a fost adoptat. Punctul numărul 16 de pe ordinea de zi, privind aprobarea unui act adițional la acordul de asociere numărul 3058 per 20.874 per 2024 pentru realizarea în comun a obiectivului de investiții de interes public județean și local Avramian, Eroma, Tira Națiunii Române, monument de for public. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Are cuvântul domnul Hirghiduș. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și are cuvântul doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Vă rog, domnule Bârea, aveți cuvântul. Dacă îmi permiteți, domnule președinte, ședință, deși am discutat pe baza acestui proiect sau unui asemănător care a dus la finalizarea acestui proiect despre achiziționarea și ridicarea unei statui eroului Națiunii Române Avram Iancu la Brad, aș vrea totuși și acum, pentru că s-a finalizat proiectul și suntem pe cale de realizare, probabil că la sfârșitul lunii viitoare vom avea și bucuria de a dezveli acest monument în municipiul Brad, în calitate de brădean, în calitate de vicepreședinte al societății Avram Iancu din România și în calitate de președinte de onoare al societății brădene, vreau să apreciez foarte mult această inițiativă a Consiliului Județean și a Consiliului Local Brad de a se asocia pentru realizarea acestui monument deosebit. Vă spuneam și în ședința trecută, în ședința online, în ședința aceea pe care am avut-o zilele trecute, că municipiul Brad, într-adevăr, în municipiul Brad, în piețele publice, sunt
două statui ale lui Avram Iancu. Una este stilizată, în, o statuie stilizată în Orașul Nou, cealaltă în fața, în fața gării, în parcul gării, dar nu îl reprezintă prea bine pe, pe Avram Iancu. De asemenea, mai sunt vreo câteva busturi în instituțiile din municipiul Brad. Acest lucru este deosebit, că se face, eu am văzut statuia, este o statuie impozantă, foarte frumoasă, a lui Avram Iancu, lucru pe care el îl merită în memoria acum la bicentenarul nașterii Eroului Națiunii Române. Vă spuneam și atunci că legătura lui Avram Iancu cu Bradu a fost destul de strânsă, pentru că în timpul Revoluției 1848-1849, Avram Iancu a sprijinit foarte mult luptele din zona Bradului și n-au fost puține, vreo trei lupte cel puțin, prin care Bradu a fost trecut prin foc și sabie, și sprijinul lui Avram Iancu cu luptători, cu lăncieri din zona Câmpenii și din celelalte zone ale munților Apuseni a fost foarte important în această perioadă. Dar și mai mult, legătura lui Avram Iancu s-a făcut simțită după Revoluție, în perioada lui de pribegie, și pot spune că Avram Iancu a fost la inaugurarea gimnaziului din Brad în 1869, a fost prezent. De asemenea, ultimul drum în viață, vă spuneam, al lui Avram Iancu a fost făcut la Valea Bradului, la prietenul său, prietenul Toma Faur. De acolo plecând, Avram Iancu a ajuns la Baia de Criș, unde după câteva zile a murit pe prispa brutalului Ioan Stupină. Deci iată că Avram Iancu merită în Brad un monument deosebit, un monument adevărat, și aș vrea să-mi exprim satisfacția pentru acest lucru. Vă mulțumesc mult! Și de asemenea aș dori, adică nu, că este penultima ședință, o ras pentru ultima ședință. Mulțumesc! Mulțumim și noi, domnule general. Vă aduc din partea domnului președinte Laurențiu Nistor mulțumiri tuturor colegilor din Consiliul Județean Hunedoara, pentru că este o realizare a tuturor și, evident, și a inițiatorului acestor proiecte de hotărâre, mulțumindu-vă că până acum pe acest proiect s-a votat totul în unanimitate. Alte discuții, dacă mai sunt? Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă pentru punctul numărul 16? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 16 de pe ordinea de zi a fost adoptat. Și ultimul punct, numărul 17 de hotărâre, privind aprobarea deplasării în Republica Moldova a unei delegații a Teatrului Dramatic Ide Sârbu Petroșani. Punctul de vedere al comisiilor de specialitate, are cuvântul doamna Bălănesc. Aviz favorabil. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Ștefănie. Aviz favorabil. Mulțumesc. Și doamna Dobra. Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții dacă sunt. Dacă nu sunt, propun să trecem la vot. Dacă sunt voturi împotrivă, dacă se abține cineva, vă mulțumesc, în unanimitate și punctul numărul 17 a fost adoptat. La ultimul punct de pe ordinea de zi, întrebări, interpelări, am rugămintea colegilor care doresc să aibă cuvântul să ridice mâna. Dacă nu sunt, încheiem ședința de astăzi. Așa cum spunea și domnul președinte, înainte să părăsească ședința datorită unei întâlniri urgente, cu serbarea celor patru colegi ai noștri care în luna septembrie și-au aniversat ziua de naștere. Este vorba de domnul Gabriel Pârvuța, născut la 19 septembrie, Gabi, la mulți ani, de domnul Sever Bogdan, născut la 20 septembrie, la mulți ani, domnule consilier județean, domnul Marin Coltescu, născut la 29 septembrie, la mulți ani, și de domnul Nicolae Simion Morar, născut la 30 septembrie, anticipat la mulți ani și dumneavoastră, la fel ca la domnul Coltescu, și multă sănătate să vă dea Dumnezeu! Se concentra, sunteți toți acolo, pentru 3 zile. Cu plăcere să vă mulțumesc. Mulțumesc.
ani, de mulți ani. Asemenea, și vă mulțumim pentru modul cum ați făcut. Și domnul Coltescu, la mulți ani anticipat, domnul consilier județean, să vă dea Dumnezeu multă sănătate. Mulțumesc. Și tot ce e mai bun și mai bine. Multă sănătate. Așa cum spunea și domnul președinte Nistor, săptămâna viitoare, în primele zile ale săptămânii, online vom avea o ședință extraordinară. Nemai fiind alte subiecte pe ordinea de zi, vă doresc un weekend deosebit și vă mulțumesc că ați participat la această ședință. Să aveți o zi minunată! La revedere!